Bună dimineața și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. O dimineață de data aceasta chiar altfel, pentru că așa cum marea majoritate dintre dumneavoastră mă cunoașteți, nu sunt eu foarte exasperată, dar în dimineața aceasta am de gând să mă exasperez. Și nu mă exasperez oricum. Am adus și o carte cu care să mă care să mă ajute în ceea ce îmi doresc să facem în această dimineață. Cartea exasperării mele se numește. Cu siguranță deja foarte mulți dintre dumneavoastră o știți. Sunt convinsă că n-ați apucat să o citiți. Cred că titlul spune foarte multe. De cine e scrisă cartea? De nimeni altul decât Cornel Nistorescu. Și nu cred că în județul Hunedoara există prea mulți cetățeni maturi, nu mă refer chiar la copii și la tineri, să nu știe cine e Cornel Nistorescu. Alături de mine în această dimineață, la Dale Dimineții, un jurnalist reprezentativ, nu doar pentru județ, pentru țară. Bună dimineața! Salut, Mâina! Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră să veniți aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Sunt aici. Sunteți aici. Și e o onoare pentru noi să vă avem alături de noi. O emisiune foarte grea, dragii mei, pentru că astăzi o să-mi dau testul de jurnalist. Eu așa cred, așa și sper din tot sufletul să trec acest test. Nu vreau să vorbim foarte multe la început de emisiune. O să avem 15 minute de material pe care vă rog să-l urmărim împreună și după ce vedem materialul o să punem acele întrebări pe care eu le-am născut aici în exasperarea mea. Urmărim materialul. Spre rușinea mea n-am nicio emoție. Vă mulțumesc frumos că ați înfruntat vremea și că ați venit la o întâlnire care, în loc să vă aducă cine știe ce bucurii, vă face complici. Vă face complici la niște adevăruri despre care nu veți mai putea spune că n-ați știut. Având sau auzind de această carte sau știind ce conține, nu veți putea să spuneți copiilor, nepoților, vecinilor: bă, eu n-am știut. Nu, ați știut ce ați trăit. Dacă n-ați vrut să aflați, este o problemă care ține de relația noastră cu viața și cu societatea. Eu mi-am făcut datoria. Scriind, am încercat să nu fac literatură. Mi-am dat seama că nu pot să fac literatură. Am visat să fac literatură. La un moment dat chiar mă bătea gândul să lucrez la o carte de proză, la un roman, care s-a mare succes și să scot limba pe calea Victoriei când trece convoiul cu Ceaușescu. N-a ținut. Nici cu Capodopera, nici cu scosul limbii. Și am făcut și fac ziaristică cu motivație simplă. Că mă simt dator să depun mărturie față de vremea pe care o trăiesc. Nu fac altceva decât să depun mărturie în păcat în fața conștiinței mele, în ciuda greșelilor pe care uneori le fac, pentru că uneori le fac. Viteza cu care se comite gazetăria presupune uneori aproximări, alteori greșeli, pur și simplu. Le regret, dar pe cele mai importante am încercat să le corectez de-a lungul vremii. Niciodată n-am greșit intenționat sau pe bani sau cu rea credință. Problema este ce se întâmplă cu gazetăria. Gazetăria de pe net se spulbere. Știți că rezistă foarte puțin. Baza de date la Cotidianul, dacă nu mai plătesc 6 luni serverul, dispare în întregime.
cine a fost deștept și a salvat-o, o are. Cine nu, la revedere. Internetul spulberă în intermundii gândurile, mărturiile, actele, dovezile, facsimilele, tot ce punem acolo. Sigur că sunt unii deștepți, mai ales cei din servicii, care stochează tot, clasează, analizează și acolo mai găsiți, dacă nu puteți intra, ca să vă uitați la ele. Și atunci am zis, domnule, trebuie să fac și o carte, trebuie să adun materiale mai importante. Și aici spun lui Mircea, n-au intrat toate, n-avea rost să adun toate prostiile. Viața are și prostiile ei diurne. Declarația tâmpită a nu știu cui, bușala nu știu căror tramvaie care blochează primărie, nu merită, domnule, n-are, nu sunt esențiale pentru vremurile astea. Spun ceva, dar nu spun chiar atât de mult, dar în același timp răspund nevoii celui care citește, bă, scrie și de chestia aia de ieri sau de aia de acum două ceasuri. Asta e singura rațiune pentru care unele texte apar. Dar cele care au rămas într-o carte sunt depoziții. Sunt depozițiile mele privitoare la perioada pe care o trăim. Multă lume se plânge de libertate. Nu văd de ce m-aș plânge de libertate. Am scris, am fost liber și nu mi-a... M-au lucrat în fel și chip, da? Asta nu contează, face parte din regula jocului. Doar nu o să facem toată ziua să scriem tot felul de lucruri critice la adresa puterii și puterea zică, o, ce deștept, ce bine ne dă peste ochi, ce bine ne face cu uși cu oțet. Dom'le, încearcă și ei. Dar cu adevărat blocaje de presă, după 93-94, când PSD-ul ne mai bloca la hârtie de la Letea și când Măgureanu mai trimitea, când era interviuri cu el, să cumpere tot tirajul de la chioșcurile din București ca să nu afle lumea, mai greu, nu se prea mai întâmplă. Și din cauza faptului că au dispărut ziarele tipărite, dar și din cauza faptului că pe net e o libertate nebună. Nici nu știi ce e presă, ce e delir, ce e minciună, ce e prostia unea, ce e confesiunea unei îndrăgostite sau ce e încercarea de scribăleală a unui om care n-a mai scris în viața lui. E o nebunie, nici nu știi ce să alegi, nici nu știi ce merită, pe ce să contezi și pe ce să nu contezi. E un delir. E un mod de libertate irresponsabilă, de fapt. O libertate necontrolată care ar trebui să se regleze prin raportare la știrile oficiale ale statului, la informațiile oficiale și publice ale statului român, prin instituțiile de presă care își asumă prin statutul lor rigoarea și obligația de a spune lucruri corecte. Nu-i tot una dacă scrii pe blog, pe net, chiar dacă se uită 10 milioane la tine sau citesc, ca nu-i totuna cu un jurnalist care lucrează într-o redacție și în care are obligația profesională de a spune ceva coerent și de a verifica. E o diferență enormă. Pentru că în afară de ziaristul care scrie, mai este un șef de secție care citește și care corectează și mai este un redactor șef sau un director de ziar care și răspunde juridic. Până prin oricum spate ochii. Aceste depoziții jurnalistice sunt nu despre lipsa de libertate, pentru că, încă o dată, faptul că ne adunăm aici, că vorbim, că spunem diferit, contradictoriu, greșit sau corect, nu asta e problema. Aproape că sunt semnalele dintr-o societate care începe să aibă mărturiile, nu numai semnalele, dintr-o societate care începe să aibă comportament incoerent. Mi-e jenă, mi-e rușine de ai mei și de ai noștri și știu din asta că spun că adeseori avem comportament de turmă. O societate dezorganizată. În ciuda faptului că avem instituții, în ciuda faptului că avem repere istorice, morale, legale, comportamentul nostru este incoerent. Există o incoerență românească păguboasă și periculoasă pentru viitorul țării și pentru viitorul generațiilor care urmează.
am scris această carte semnalând lucrurile care... Lipsa de profesionalism, invazia de oameni fără substanță și fără competență, de ascensiunea prostocrației. Îmi pare rău că profesorul Marga trebuia să vină azi și n-a mai putut veni, pentru că am încercat împreună să lansăm o campanie de reinstaurare a profesionalismului în instituții și în spațiu public, de înlăturare a prostocrației, de stopare acestui fenomen. La un moment dat am și propus, din păcate nu privește pe nimeni, diverse măsuri și proiecte de nu de salvare, că nu cred că societatea are nevoie de salvarea mea sau a noastră sau a diavolului, cotidianul de Hunedoara sau cotidianul de București. De ieșit din impas, de recâștigare de încredere în societate. Pentru asta am făcut gazetărie și pentru asta fac în continuare, fără cine știe ce câștig, chiar cu pagube. Cu pagube de timp, cu pagube financiare, pentru a da celor care comentează și care nici măcar nu își dau numele, își pun opinie sub pseudonim, în jurături de cea mai, care de care mai diversă și mai transmită la adresa ziarului, a ideii lansate, a informației lansate sau chiar a mea ca persoană. Plătesc pentru a fi înjurat, pentru a da omului libertatea de a se exprima. Dacă citiți acolo, vedeți cam cum arată societatea românească sinceră. Aici suntem politicoși, unii dintre noastre zâmbiți, sunteți amabili, alții în sine înjurați. Acolo, pe net, fără să își dea numele, să știți că oamenii sunt foarte sinceri. Spun ce gândesc și citind comentariile din cotidianul, vedeți, aveți o imagine a modului sincer în care gândesc oamenii. Despre o problemă, despre mine, despre ziar, despre actor, despre politicieni. Mult mai nemiloși de-a dreptul în unele cazuri, alteori, pe lângă total. Să știți că în societatea românească e un procent important de oameni care trece pe lângă subiect, înțelege exact pe dos ce îi se spune. Asta este viața. Ăștia sunt semenii noștri și cu ăștia defilăm și cu ăștia trebuie să construim o țară mai bună, mai frumoasă, mai sigură, mai prosperă. Deci, luați această carte ca pe o depoziție personală în timp. Va fi undeva în biblioteci și cineva reconstitui sau va încerca să înțeleagă perioada asta. Va găsi în ea probe. Că au fost oameni care au știut și care au zis că s-a întâmplat sau că nu s-a întâmplat, că au fost luate niște măsuri sau nu. Au trăit și au vedea. Vă mulțumesc tare mult. Nu. S-a atât de făcut în viața noastră să vă mai spun eu povești de om care trăiește povestind și trăiește scriind. Nu vă înțeles. Oricum, eu scriu mai departe, ne revedem pe cotidianul de Hunedoara. Aș vrea foarte mult, pentru că e datoria mea față de județul Hunedoara, aș vrea să facem ceva, să mișcăm un pic mai repede, mai tare, mai vizibil, mai sănătos, mai cu amvergură viața publică, nu viața economică, nu... Dar viața publică în județul Hunedoara. Aș vrea să mai punem la cale evenimente, întâmplări, dezvoltări, lucruri care să dea sens. Știți că am venit într-o sâmbătă, nu știu cum am ajuns la Deva într-o sâmbătă, dacă trăgeam cu pușca pe aici, pe stradă, de la, chiar în fața casei de cultură, până bulevardul când se duce spre cetate, pe cuvântul meu de onoare că n-am văzut niciun om. Dumnezeu este un centru de județ, o reședință de județ, unde sâmbăta și duminică oamenii ar trebui nu doar să meargă la restaurante sau să meargă la țară, ci să se reunească pentru alte chestiuni decât cele care țin de jobul lor și de viața diurnă.
Eu cred că ar trebui reinstaurate momentele de bucurie în orașul Deva, sau de plăcere, de bucurie spirituală. Asta a fost unul din gândurile cu care am făcut cotidianul de Hunedoara, în speranța că atunci când mă retrag aici la Deva, voi avea de lucru și aici acasă și pot să las în pace Bucureștiul să-și ducă singur destinele. Mulțumesc tare frumos că sunteți aici. Eu zic că n-are rost să mai pierdem vremea. Plouă, e vreme urâtă, vine un meci important pentru județul Hunedoara. Să sperăm că se relansează și fotbalul în județul Hunedoara, că vine să ne întoarcem la epoca de aur. Sper să se relanseze teatrul, sper să se relanseze aici concertele. Sper să fie, să avem un oraș cu o viață culturală bogată. E fundamental. Când eram copil, că mergeai la Deva, deja prima minune a fost la Orăștie, când am fost cu vaca la Orăștie și m-am minunat așa de tare când am văzut cum arată un oraș, dar când mergeam la Deva era și mai și. Dumne, ar trebui să facem din Deva ceea ce merită și ceea ce trebuie să fie. Vă mulțumesc frumos că ați venit. Să știți că eu încerc să-mi fac datoria. Altceva, să fiți sănătoși. Și din Paștele să aveți parte de sărbători frumoase, să ne bucurăm de învierea naturii și de reînvierea celui de Sfântul Hristos. Am putea să povestim, cred că nu doar timpul care ne-a rămas din emisiune, am putea să stăm, să facem așa o emisiune în episoade, pentru că e foarte clar că această carte e o bucată de istorie. De istorie contemporană. Da. Marchează sau pune puncte, pune steluțe pe diverse evenimente și pe diversi oameni și foarte rar în câteva locuri pe câteva amintiri ale mele. Legată de Turmaș, Mărtinești, Orăștie, Simeria. Am fost ieri prezentă în sală. Am ales, dragii mei, această bucată de material pe care noastră ați urmărit-o, pentru că, cunoscându-l pe domnul Cornel Nistorescu, ieri am avut acea senzație că am întâlnit un alt om. Un om care deborda de sinceritate, un om care a ajuns la acea maturitate de orice fel, mentală, fizică, financiară, în care, în acea maturitate în care omul, Cornel Nistorescu, jurnalistul, ziaristul, poate să spună foarte multe lucruri fără să-i fie teamă. Eu, după ce v-am ascultat ieri acolo, în sală, s-a creat în mintea mea o întrebare. Prima, pentru cine ați scris cartea? Pentru politicieni sau pentru cetățenii acestei țări? Pentru cine vrea să afle ceva despre perioada asta. Pentru politicieni? Mă îndoiesc că au preocupări sau curiozități în domeniul ăsta. De regulă, când și-am stat de vorbă cu destui de mulți dintre ei, nu atât de mulți cât ar fi vrut, dar nu, totuși, cu mulți politicieni, nu erau interesați de nimic, decât de ei înșiși. De-aia nici nu am pus întrebări politicienilor la întâlnirile pe care le-am avut cu ei. Pentru că dacă spuneam trei cuvinte, deja ei, în mintea lor, credeau că știu ce am de spus și ce vreau să-i întreb și știu și care este răspunsul și știu și care este soluția. Și eu eram numai un pretext ca ei să gândească și să se exprime. Și atunci am zis, dar de ce să mai îmi pierd vremea să vorbesc cu ei? Dar de ce să mai îmi pierd vremea să îi întreb ceva? Mai bine fac un semn cu degetul și încep. De multe ori mi s-a întâmplat când am avut întâlniri cu ei, nu aveți nimic de întrebat? Și atunci nu, n-am nimic de întrebat. Pentru că nu aveam nimic pentru a le oferi un
pretext să vorbească ca o mară stricată pe seama mea. Sau pornind de la mine, că nu vorbeau neapărat despre mine. Există un automatism în gândire, în gândirea omului intrat în politică, un automatism păgubos, în care se vede numai el și mai puțin realitatea din jur, problematica lumii în care trăiește. El e buricul pământului, el e centrul lumii. Uitați-vă la discursurile politicienilor, toate încep cu eu. Și atunci, de ce să scriu pentru ei? Nu scriu pentru ei. A, pe ei doare și pe ei enervează. Păi atunci scriem mai mult despre partea asta ca să le atragem atenția și scriem și pentru, mai ales pentru cei care au niște probleme, care vor să le vadă formulate pentru nevoile oamenilor până la urmă. Dar nici lor foarte mult nu le pasă, pentru că și ei sunt mai degrabă captivați de divertisment decât de rezolvarea lucrurilor dificile pe care le traversează. Sau pe problemelor dificile pe care le au. Mai bine să ne jucăm, mai bine să citim de o prostioară, mai bine să vedem ce a făcut actorul și actrița, cântărețul și cântăreața, omul de afaceri și pe unde s-a plimbat politicianul, nu se dea peste gură să zică, mă, treaba ta e să vezi de muncă și să vezi de schimbarea lumii, că de-aia te-am ales și de-aia te plătim. Și atunci nu scriu pentru politicieni. Uneori nici nu știu pentru cine scriu, de fapt. Dar sigur încerc să am o relație măcar intenționat corectă cu realitatea. Să nu mă amăgesc, să nu greșesc grosolan. Cât de greșit, mai greșim. Și să rămân într-o realitate. Oamenii își dau seama, nu sunt, nu poți fi păcăliți așa de ușor. Și nici n-am intenționat niciodată, dar ei se păcălesc, cel mai tare se păcălesc ei, nu eu ca jurnalist nu-i păcălesc. Ei se păcălesc, ignorând subiectele grave, ignorând problemele lor, ignorând ce fac vecinii sau mai ales primăria și autoritățile, județul, guvernul, președinția, așa mai departe. Aia, las, că au putere, n-ai ce le face, degeaba te lupți și așa mai departe. Ei, îmi pare rău, nu pot să trăiesc așa. Noi ca și jurnaliști, vreau, nu vreau, apar în mediile publice, port această meserie în 2024 și astăzi, din nou, m-am reîntors. Noi ca și jurnaliști, scopul nostru, credeți că ar putea fi să schimbăm lumea? Nu mă refer la mapamond, mă refer la cercul de oameni care e lângă noi. Ar trebui să fie scopul nostru ăsta? Sau noi ar trebui să rămânem așa ca o umbră asupra întâmplărilor la care noi participăm? Acum, nu noi suntem cei care ne urcăm pe cal și ducem drapelul. Asta o fac politicienii, o fac autoritățile locale, o fac guvernanții, o fac puterea politică și administrativă. Dar o intenție de a îmbunătăți lucrurile, de a veghea la ce se întâmplă în societate, de a amplifica gândul bun sau ideea deșteaptă a omului și simplu sau a cetățeanului, trebuie să avem. Nu. Sigur că în subtext, în subconștient, în conștiința de sine, trebuie să ai o dorință de a schimba lucrurile în bine. De a schimba lumea, adică. Dar nu pe post de Rareș Bogdan, care crede buric... Nu ziaristul e buricul pământului, să ne înțelegem. Este oricum, am întoarce-o, un personaj secundar. Din punct de vedere a evoluției societății, politicianul este personajul și generalul, că uneori nu e politicianul la putere, e un general, ei au răspunderea mersului și a schimbărilor în societate. Și este un personaj secundar.
S-au făcut, cred că, zeci de reportaje cu dumneavoastră și despre viața dumneavoastră. Dacă căutăm pe Google, găsim 15.000 de articole. Și multe lucruri neadevărate. Da, nicio problemă. Nicio problemă. Nu m-am supărat niciodată. Nu, niciodată? Nu, n-am dat pe nimeni în judecată. În ciuda faptului că m-au făcut toate felurile cu putință. Face parte din sarea și piperul ieșirii în public, a prestației publice. Dacă o poți înfrunta, poți să reziști, mergi mai departe. Nu, te lasă nervii, te duci și tragi două luni sau te lași. Cornel Nistorescu s-a născut într-o zi de decembrie aici, în județul Hunedoara, la Turmaș. Cu toții știm asta deja, nu mai e... a fost de atâtea ori întrebat dacă acasă înseamnă Turmaș. Știm deja că... Turmașul nu e Turdaș, e peste drum de turmă, pe partea cealaltă, și e mult mai mic decât Turdașul și are doar 32-33 de case, cu biserică cu tot, n-are școală, n-are magazin, este un sat. Care sat figurează în... actele și în dosarele de taxe ale Imperiului Austro-Ungar traduse de Ladislau Gheimant, un profesor de la Cluj, pe 1700 am găsit Turmașul, mă rog, și Mărtineștiu și toate celelalte, și am găsit actele la cartea funduală, cum se spunea, cartea funciară, cu proprietățile, cu grădinile lui bunicii și străbunicii mei, până când m-am săturat să mai caut până la urmă, că n-am vrut să... Unde să ajung la Decebal? N-am cum să ajung la Decebal, că nu se scria. Nu se scria. Întrebarea e, știm că v-ați născut în județul Hunedoara, gândul, acel om care a plecat acum 50 de ani, ați plecat din Turdaș, aveți 75... Turmaș. Din Turmaș. Aveți 75 de ani, nu greșesc, așa? 75 de ani. Puțin înainte. Și a plecat acum 65 de ani. Și ați plecat acum 65 de ani. Care a fost gândul acelui tânăr care a plecat atunci din județul Hunedoara? Cu ce gânduri ați plecat din județul Hunedoara? Stai, am plecat la Simeria, n-am plecat din județul Hunedoara. Am plecat la școala generală la Simeria. După aceea am plecat la școală, să învăț o meserie la Cugir. Am făcut o școală profesională. Era un mit să fii meseriaș la Cugir, să termini școala profesională. E ca și cum avea o universitate. Corect. E de o universitate de tip proletar, dar tehnic era o universitate. Muncitorii de la Cugir în anii aia știau atâta meserie cât nu știu inginerii de astăzi. Știau calcule, știau... Știau ce înseamnă Schubler. E, na, astea sunt mărunțișuri, nu vorbim aici de calcule matematice, mult mai sofisticat și mai complicat ajunsese nivelul de pregătire de la Cugir. Pe urmă am lucrat la chimica la Orăștie o vreme până am terminat liceul la Săran și m-am intrat la filologie la Cluj, asta a fost visul meu. Cu gândul ăsta am plecat să citesc și să scriu. O să râdeți. La școala profesională la Cugir încă scriam în cantină. Mergeam în cantină între mesele de prânz și cea de seară, în cantină era liber și mai când ploua afară, stăteam în cantină la o masă și scriam. Despre ce vroiați să scrieți când ați plecat? Care era gândul că vreau să scriu? Despre ce? La 14 ani scriam povești de dragoste, domnul era să scriu povești cosmice. Unde le găsim? Nu, stai niște, le-am pierdut și eu. Le-am uitat într-un dulap de tablă de la internat și când m-am întors, dulapul nu mai era. Cineva poate le are și... Nu știam că trebuie semnate. Abia ca student, când am trimis primul meu text la o revistă, l-am trimis și nu l-am semnat. Dar aminte la 14 ani, la 15 ani să semnez niște caiete de... N-am desenat floricele pe el, deși eram îndrăgostit, dar desenam prost. Deci nu, lucrurile s-au limpezit mental la 15-16 ani, când știam că voi face filologia. Mi-am dat seama că sunt pe un drum greșit spre meserie, că nu mi-a plăcut, dar nici n-am fost o catastrofă.
nu eram bun, nu era domeniul meu, nu visam. Uneori dădeam mașina automat și citeam poezii de Blaga. Trecea pe metal pe toate și eu rămâneam în continuare la poeziile lui Blaga. Sau lui Eminescu. Eram un meseriaș care era subiectul unor pariuri. Puneau pariu dacă știu sau nu știu Luceafărul fără să greșesc. Lui Eminescu. Și nu greșeam. Se mai întâmpla să greșesc câte o strofă și să începea pierderea la pariu, dar de regulă nu greșeam. Și atunci am știut că voi urma facultatea de filologie și că voi face interviu cu câteva personalități. Știam deja, elevi de liceu fiind personalitățile marcante ale Clujului, în special în domeniul istoriei le știam atunci, mai apoi le-am aflat și pe celelalte. Și așa am și făcut. Așa și fac mai departe și acum. Când a cochetat prima dată, putem găsi, dar eu vreau să o aud de la domnia sa. Primul articol, primul despre politică, care a fost? Când ați decis că vă luați cu puterea așa de piept, să spunem. Și asta a fost o chestiune progresivă. Eram la viața studențească în anii comunismului. Așa. De vreo 3 ani devenisem redactor și la București, terminasem facultatea și eram în redacție și la un moment dat mi-a zis redactorul șef: bă, două dracu, ești de 3 ani aici și tu n-ai scris un articol pozitiv despre cineva. Scrii tu de bine despre cineva, nu găsesc. Și atunci am scris un text obraznic. Nu știu dacă mai trăiește doamna respectivă, lăudând pe cineva, dar la modul exagerat, că se înțelegea că e o bătaie de șoc. Și îmi pare rău că nu trebuia să-i fac doamna. Pe ea pică. Era drept că era o doamnă aflată într-o poziție într-o sinecură și nu făcea nimic și nu avea niciun fel de înclinație pentru locul și pentru profesia pe care, postul pe care o ocupa, niciun fel de competență. Dar era prea mult ce am făcut. Dar asta e viața. Întrebarea, ce a însemnat Revoluția de la 89 pentru Cornel Nistorescu? O uriașă schimbare. În bine sau în rău? Și în bine și mai mult în bine. Totuși, în rău în sensul că am îmbătrânit. A trebuit să... eveniment pe care l-am privit de departe. Eu eram la șantierele românești din străinătate, bănuiam că se va prăbuși sistemul pentru că picase deja, căzuse și în țările din jur. Eu m-am întors și am intrat în România pe 1 ianuarie 1990. Când m-am uitat după urmele Revoluției, nu mai erau. Căutam tancuri sau morți să văd. Erau doar la zona sala palatului unde erau clădirile distruse. Pentru mine a început o schimbarea de lume a început încercând să înțeleg ce s-a petrecut în decembrie 89. N-am înțeles nici acum, nu mi-e foarte clar. Nici acum, pentru că a fost un amestec cumplit de revoltă, manipulare, influență străină, exasperare a românilor pe seama comunismului, chiar și cei care regretă acum au ieșit în stradă și au protestat și au fost nemulțumiți de... erau sătui de comunism. Sigur că acum regretă nu comunismul în sine, ci prin avantajele sau asigurările mai degrabă pe care el le producea unei generații aflate acum la vârsta a treia. Da, asta e.
Ne ducem în 2011, dacă nu greșesc, în 2011, noi avem Constituția. America are Declarația de Independență. Am citit undeva, scris de Marcel Bot, dacă nu greșesc, acea declarație, acea scrisoare pentru americani pe care ați scris-o. Anul acesta a fost 2003, cred că. 2003? 2003, da. Ce-ați simțit și de ce ați scris-o? Că trebuia să scriu ceva în ziare. Doar că trebuia să scrieți? Sau ascultă. Nu pornești cu mașinile și cu motoarele de avion când nu te mână, simți o datorie și trebuie să faci datorie. Gazeta cere în ziua aia ceva. Trebuie să fie acolo. Nu e așa... Și cu mintea în ceruri sau te rogi sau intri într-o stare de grație. Dom'le, ești la slujba, trebuie să faci datoria, trebuie... Și în momentul în care trebuie să o faci, să o începi, trebuie să intri într-o situație de analiză, de judecată, de trăire. Cum o faci? O faci! Până la sfârșit și o dai repede, că strigă de la tipografie că trebuie să prădai. Că e bine, că era uneori... Că îți dai seama după ce a plecat că ai greșit, trebuie să strigi, bă, vezi că numele ăla l-am greșit, data ai greșită, schimbă, corectează. Uneori greșelile de literă sunt nefericite, de-a dreptul. Uneori nu mai ai timp. Știți că acum nu se mai întâmplă. Dar și pe net, ai dat drumul, s-a dus. Plecau trenurile din gara de nord, plecau deja pentru zona Moldovei, zona Transilvaniei și Banatul și deja porneau când aruncau saci cu ziare în tren. Și le aruncau, mecanicul era drăguț și cu șeful de tren și mergea încet, încet și ei mai aruncau saci cu ziare. Asta a fost, asta e presa. În alte locuri încerci să transmiți și te trag alții după tine, te împușcă. În ziaristică se moare, în ziaristică se suferă, în ziaristică se face infarct, în ziaristică se face foame, în ziaristică se fac greșeli. Se fac greșeli în toate. Gândiți-vă, n-a făcut așa mari greșeli, dar știți că există o greșeală celebră în istoria aviației. Un avion care a venit de la New York a confundat Amsterdamul cu Frankfurtul. Și toată lumea din avion vedea pe o hartă, pe micul ecran și ți arată pe unde e avionul și toți vedeau că sunt la Amsterdam și că numai piloții nu și-au dat seama și credeau că sunt la Frankfurt. Și-au anunțat aterizarea și că aterizăm pe aeroportul din Frankfurt și erau la Amsterdam și-au aterizat la Amsterdam. Da? Deci dacă s-au putut întâmpla asemenea erori. Da? Se pot întâmpla și extraordinare performanțe, cum a fost cea a pilotului care a aterizat ca să salveze oamenii pe Potomac, pe apele unui râu. Da, ok. Deci, ziaristica este o profesie pe care o faci sub o presiune teribilă. De timp, de informație, de judecată, de context. Că uneori, într-un anume context, se pare că e corect să demolezi un lucru sau să-l susții și după aceea îți dai seama că e greșit. Da, și am greșit de foarte multe ori și asta mă oftică. Că numai acum, cu mintea de acum, spun cum dracu nu mi-am dat seama. E, uite că nu mi-am dat seama. Dar sigur, nu m-a plătit nimeni să fac așa? Corect. Sigur, nu m-au îndemnat și eu am zis, sau n-am primit ordin, prostia am făcut-o din proprie inițiativă, dacă e să zic așa, sau greșelile. Așa judecam în clipa aia. Și regret enorm, îți dai seama că unele lucruri sunt rămân scrise, tipărite. Și nu mai poți întoarce timpul să corectezi. Deci,
am retipărit cele trei cărți pe care eu le-am publicat înainte de 1989. Și n-am modificat nimic, și nici nu a trebuit. Două virgule din greșeală au rămas puse prost în carte, le-am șters, da? Și le-am reprodus integral. Și sunt bucuros că n-a trebuit să schimb din acele trei cărți nimic, de fapt. Pentru că din ziaristica diurnă, cotidiană pe care o fac, dacă ar trebui să rescriu, să revăd, foarte multe lucruri ar trebui să tai. Textele incluse în cartea asta, în cartea exasperării mele, nu sunt multe în care ar trebui să umblu pe ele. Le-am recitit când am făcut selecția și nu foarte puține cuvinte și mai ales unele durități. Poate am fost prea aspru în anumite momente, dar în rest nu, pe fond, eu cred că e cu adevărat o depoziție jurnalistică legată de acești 15 ani pe care am trăit la Cotidian și Cotidianul de Hunedoara ultimele luni și că pot fi luate în considerare pentru a avea măcar o imagine, hai să zicem, sociologică, nu juridică, asupra perioadei astea. Mai avem foarte puțin timp, mai puțin de 10 minute. Mai am două întrebări. Vezi ce faci cu ele. Da, una din întrebări. O pun întrebarea că nu se poate altfel. Dacă ar fi să avem mașina timpului, eu mereu îmi întreb invitații, care ar fi cea mai mare greșeală jurnalistică în cazul dumneavoastră pe care ar vrea să o îndrepte Cornel Nistorescu? Există ceva care ați dori să îndreptați în trecut? Multe. Una. Una, că mai avem doar 7 minute. Începând de la felul în care am abordat privatizarea, dar până la povestea unui om care a furat un injector, a fost condamnat, eu am pledat pentru el, a fost eliberat și a recuperat și banii care îi plătise pentru injectorul pe care l-a furat și după ani, după ce s-au schimbat, așa s-a întâmplat în anii comunismului și după ce a căzut comunismul, mi-a spus că de fapt el l-a furat. Da. Deci am făcut greșeli mult, dar n-am știut, m-a înșelat. A fost o greșeală sentimentală. Nu, dar astăzi dacă am putea să dăm timp înapoi. Nu, am făcut ceea ce trebuia să fac, am făcut ziaristică. Nu vreau să fac nimic altceva. În ciuda ofertelor nenumărate pe care le-am avut, am făcut jurnalistică. Sigur că pentru a fi un liber, am făcut o jurnalistică și am făcut și business-ul aferent jurnalisticii. Pentru că altfel eram în subordinea cuiva, plătit de cineva, condiționat de altcineva, începând pe cont propriu în 1990, am câștigat, atunci s-a câștigat din presă și am rămas un om liber. Și asta mi-a permis să vorbesc direct, pe șleau, fără să mă gândesc al cui câine dau. La un moment dat mi-a și trimis cineva o șampanie bună într-un restaurant și întreba pentru ce am făcut. Că nu sunt agreabil, nu sunt plăcut ce a zis. Pentru că dai după câini fără să te întrebi cui sunt. Mi-a plăcut. Și a zis, ok, merită, o beau. Ultima întrebare. E 2024 un an de ochiat? De ochiat. E un an tâmpit. Da? Pentru că am luat-o pe căi proaste. Am luat-o pe căi în care comanda aparține unor oameni mediocri, incapabili să simtă pulsul populației, foarte interesați de isprăvile și de succesele și de victoriile lor și mai puțin capabili să judece traseul României pe termen lung.
toată povestea asta cu alianța și cu comasarea și cu listele comune seamănă cu băgat câinele cu lupul sau iepur, cu iepurele sau capra cu oaia cu lupul, oaia cu lupul în același sac, dar în aceeași ogradă, în aceeași încăpere. E ca și cum ai încerca să înfrățești șobolanul cu pisica. E o aberație, o prostie pe care ne este vândută sub lozinca unității, salvării și solidarității și stabilității. Ca și cum, dacă n-ar fi ei, n-ar fi stabilitate. Sigur că există... Instabilitatea politică este un... Alegerile sunt o formă de schimbare a politicii. În politică. Instabilitatea nu este neapărat o nenorocire. Este un lucru care, dacă e scăpată de sub control, adevărata instabilitate este haosul. Schimbările în politică nu sunt instabilitate. Să rămâne numai unii în politică nu înseamnă stabilitate. Corect. Înseamnă dictatură, înseamnă o placă de mormânt peste democrație, o placă de beton peste democrație. Nu, nu, nu. Lozinca asta nu înghit și nu diger, nu suport. Eu cred că dovada că înțelegerile sună prost, că arată prost, că nu funcționează, că sudura asta este imposibilă, este povestea de la București cu candidatul la primărie, cu doamna căutată de profesionistă independentă de deschiderea listelor de candidați pentru europarlamentare și așa mai departe. Deciziile care le schimbă de azi pe mâine, care ne sunt servite, renunțarea la cash, tot felul de tâmpenii cu care suntem tratați ca niște copii și cu care suntem amăgiți de azi pe mâine și pe mâine, după ce își dau seama că e o tâmpenie, că e o prostie, o întorc și am greșit, na. Se întâmplă. Am văzut la un fel de recepție după un meci de tenis, la un moment dat, Țiriache a făcut cuiva o figură, se arată o magie, el face o magie teribilă. I-a luat unea cravata și a tăiat-o cu farfecă. Zice, acum o să o refac. Și a pus o bucăță într-o pălărie și a făcut un gestul de-astea de magician și când a scos din pălărie, era bucăți din cravată. Zice, îmi pare rău, nu mi-a ieșit. Na, cam așa o să ajungă și cum să le zic, ca să... Politicienii. Nu politicienii. Nu-s politicieni. Jonglorii, poftim. Jonglorii. Jonglorii pe actuale perioade când vor vedea ce iese din pălărie. Am greșit. Am greșit, dragii mei. Eu sper să nu fi greșit foarte mult în această dimineață. Cei care vor să citească cartea, unde o găsesc? La un chioș de ziare, nu știu cum se numește, de contabilitatea aranjată, și o să mai trimitem, pentru că multe s-au vândut ieri, o să mai trimitem și e o doamnă care e un chioș de ziare, are două chioșcuri de ziare și se vor găsi la ziare. La o librărie, vreau să spun ceva, am fost la Oradea la un moment dat, am organizat o, primăria din Oradea a organizat o lansare de carte și o librărie a spus, domnule, e prea dificil, formalitățile să facem. Păi, bine, nicio problemă, nu mai facem nimic. Și am dus cartea și am pus-o acolo și am zis, luați-o, e gratuit, o trecem pe protocol și dacă ați luat-o, sunteți responsabili pentru că ați știut ce s-a întâmplat în această perioadă. Și asta a fost tot. Cu siguranță pe cotidianul.ro, dacă vreți să achiziționați cartea, puneți o întrebare. Colegii noștri din județul Hunedoara, Marcel Bot, Natalia Bumbac, Vladimir Brinischi, cunoscut Nunu, vă pot ajuta să intrați în posesia cărții. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost una dintre cele mai frumoase emisiuni pe care le-am realizat. Te porți ca o doamnă. Ok. Și a fost o plăcere.
Am zis ce aveam de spus, da. La ora asta de dimineață nu puteam fi mai deștept. Dacă ar fi să le spunem în câteva cuvinte, mai puțin de 10, ce am putea să le transmite sau ce le-ar putea transmite hunedorenilor Cornel Nistorescu în 2024, un an care ne cheamă la vot. Ne cheamă. Să voteze. Da, iubiți județul Hunedoara așa cum îl iubesc și eu. Dacă voiai să-ți spun de ce, trebuia să mă întreb de ce nu m-am mutat în alt județ, de ce nu m-am mutat în altă țară, de ce mă întorc. Dar astea sunt alte subiecte acum, gata. O să facem, o să vă rog să veniți la o altă emisiune în care să dezbatem, v-am spus de la începutul emisiunii că nu o să ne ajungă 50 de minute de emisiune. Puteam să renunț la acel material și să câștig acele 15 minute, dar emoția de ieri din sală pe care ați transmis-o, eu am vrut să o aduc și cetățenilor care n-au fost acolo ieri la lansarea cărții. Astea sunt riscurile. Am greșit. Îmi cer iertare. Stai cu minte. Ziua bună tuturor! O zi frumoasă vă dorim în continuare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne revedem mâine dimineață la Dale luni dimineața la Dale Dimineții. Până atunci, nu uitați, dragii mei, fiți buni, fiți pasnici, iubiți și arătați celor de lângă voi că sunteți cei mai buni oameni din lume, cei mai buni hunedoreni.